cum apare muzica deodată. Colegii îmi spun mereu că am o baterie în mine, nu știu unde o ascund. Vin alături de mine și mă lipsesc cumva de energia asta mea. Mereu am fost persoana care am trezit lumea. Hai, hai, artistul din mine. Cred că dorește asta mereu. Concursul ăsta mi-a dat multe chestii peste cap. Pentru că de la început am venit aici nașpa cu totul. Emoțional n-am fost pregătit, fiindcă când am auzit eu că am cântat așa prost, ascultam deja comentariile juriului și nu-l mai auzeam. Cumva aveam așa o pată albă în fața ochilor mei și mă țineam. Momentul n-a fost senzațional. Cred că mi-e rău. Ce rău, serios? Bă, stai așa, vă luați-l pop. În general, de când mă cunosc pe mine, nu am avut așa un atac de panică. Ia, dar eu cred că nu suntem oameni, nu suntem roboți și chiar dacă cazi jos, să ai curajul să te ridici de fiecare dată. Acum sunt încrezător, plin de energie. Acum chiar vreau să o uimesc pe toți. E rândul tău. Vreau să câștig, fiindcă simt că merit lucrul ăsta. Că e foarte important să crezi în tine. Și un pic de ego nu strică, fiindcă totuși noi toți ne străduim cumva să fim mai moale, mai pe etică, da? Când ești pe scenă, nu ai drept. Cum spunea Michael Jackson, eu în viață sunt un copil, dar pe scenă eram rege. Visul meu este să fiu cunoscut de toată lumea, de tot globul. Bună seara! Vreau să trăiesc cu ei, cu publicul care mă vede. Show must go on. Cu stadioanele cele pline, cu microfoanele cele, cu sonorizarea asta mare. Mama, a început cu mișcarea lui. Get your mind running. Get on the highway. Looking for adventure. Vocal, yeah.
mamă! A fost da, și am mai avut-o și pe asta, mai avut-o și pe asta. Foarte bun! Bun, băiat! Un public super, super deschis. Jurații s-au ridicat în picioare, m-au imitat. A fost mai mut ca într-un vis. Îți dai seama, dacă lui e ușor să cânte acolo sus, s-a gândit ce mai fac între timp. Ai auzit, tu, dacă mai faci așa, fă-o în partea și la altă. Ne-ai văzut pe toți pe masă acolo? Da, da. Mulțumesc. Deci, contează foarte mult să-ți dorești să faci ceva și contează foarte mult că în fiecare etapă ai venit cu... Ai plusat. Cu încă ceva, cu încă ceva. Iar reprezentația ta din seara asta, bă, mi s-a părut atât de asumată. Sunt unele mișcări care mi se par ridicole definitiv. Definitiv. Dar faptul că tu ți le asumi, faptul că le faci da, asta full, cu credință, cu curaj. Adică, bă, don't give a... Poate să fie. Asta dar transformă... Dacă e să fie asta... ridicol, să fie până da. La capăt. No, da. Asta transformă ridicolul în cool. Mi s-a părut foarte bine. Ea e purtătoarea noastră de cuvânt. Ne vedem în semifinale. Mulțumesc, felicitări! Atât de cald a fost, jurații, că nu m-am așteptat. Credeam că o să fiu cumva așa, poate un pic de aroganță, poate un pic de cine ești tu. Dar cumva m-am simțit la o masă de sărbătoare. Și să nu uiți că dacă nu continui măcar cu o scară mai sus, o să fie greu. Cu două. Hai, pasul mare, mișcarea, mișcarea. Bravo, bro. Așa. Așa, da.